România promovează Republica Moldova în Uniunea Europeană, dar ține cont de ritmul de integrare pe care îl menține țara noastră. Declarația aparține ambasadorului României la Chișinău, Marius Lazurca, care a fost făcută la un post privat de televiziune. Totodată, diplomatul sfătuiește Moldova să renunțe la relațiile comerciale tradiționale cu Rusia. Ambasadorul Marius Lazurca susține că Moldova poate deveni un partener comercial important al Uniunii Europene, reușind să păstreze în același timp relațiile economice tradiționale cu Federația Rusă. Bașcanul de la Comrat, Irina Vlah, l-a informat pe președintele Consiliului European, Donald Tusk, că Găgăuzea nu va accepta integrarea europeană a Republicii Moldova și îndepărtarea de Rusia. Locuitorii din autonomia găgăuză consideră că Republica Moldova ar trebui să stabilească relațiile sale cu Federația Rusă la nivel de parteneriat strategic, a precizat Vlah în cadrul ședinței Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, la care a fost prezent și oficialul european. Pe de altă parte, guvernatorul Găgăuziei a admis că regiunea trebuie să mențină relații bune și cu partenerii săi europeni, notează gagauzinfo.md. Vlah a subliniat faptul că găgăuzii sunt foarte bine informați cu privire la situația din zonă, sunt foarte mobili și se adaptează ușor la schimbări. Datorită deținerii și alte cetățenii a Bulgariei sau României, mulți dintre ei circulă liber în țările UE, se odihnesc, învață, se tratează și fac afaceri. Fostul ministru al sănătății Andrei Usatăi a fost transferat în spitalul penitenciarul numărul 16. Informația a fost confirmată de procurorul Dorin Compan, care a adăugat că procurorii vor cere judecătoriei Buiucani prelungirea mandatului de arest al acestuia pe o perioadă de încă 30 de zile, scrie portalul esanatate.md. Între timp, instanța a prelungit mandatul de arest pentru directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și pe al directorului Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Alexandru Coman va fi în arest la domiciliu timp de 25 de zile după ce i-a expirat termenul de arest în izolator, iar Andrei Testemițanu 15 zile. Toți cei trei responsabili din sănătate au nevoie de îngrijiri medicale și au fost plasați în spital. Ei sunt vizați în dosarul licitațiilor trucate în sistemul medical investigat de procurorii anticorupție. Acum 2 săptămâni, ofițerii anticorupție au arestat 16 responsabili din domeniul sănătății, printre ei directorul de spitale și funcționari publici. Aceștia sunt învinuiți de trucarea licitațiilor publice organizate în sectorul medical. Pe numele a 10 dintre ei, instanța a emis mandat de arest preventiv, în timp ce alți 6 sunt cercetați în arest la domiciliu. Anual în Republica Moldova sunt traumatizați în urma accidentelor de muncă aproximativ 500 de salariați, dintre care își pierd viața în jur de 40 de lucrători. Indicii maladiilor profesionale sunt destul de nesemnificativi și se află din an în an în descreștere. Dacă în 2012 au fost înregistrate 12 cazuri de boli profesionale, în 2013 6, atunci pe parcursul anului 2014 în Republica Moldova nu au fost înregistrate boli profesionale. Datele au fost făcute publice de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu prilejul Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă. Sindicaliștii pledează pentru dezvoltarea mecanismelor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă la întreprinderile din țară, crearea comitetelor pentru SSM la întreprinderi, respectarea normelor internaționale și naționale de către angajatori în domeniul dat, implementarea sistemelor de gestionare a SSM la nivel național. Cele 100 de milioane de euro de la polonezi sunt accesibile pentru fermierii moldoveni. Agricultorii din toată țara pot depune cereri pentru contractarea banilor din creditul oferit țării noastre de guvernul Poloniei. Deja au fost depuse și primele solicitări. Producătorii pot lua cumprumut cel puțin o jumătate de milion de euro. Acordul semnat între guvernele Republicii Moldova și Poloniei prevede ca dobânda va fi plătită în euro, iar tehnica agricolă va fi cumpărată din Polonia. În urma protestelor fermierilor din martie și aprilie, rata dobânzii pentru împrumuturile din creditul polonez a fost micșorată de la 3% la 2%. Agricultorii nu se opresc aici. Pe 27 mai vor protesta în fața guvernului și vor bloca principalele străzi din capitală.
Circa 200 de antreprenori moldoveni au beneficiat de finanțare japoneză în anul trecut. Rezultatele activității unității de implementare a grantului japonez în ultimul an, dar și bugetul unității pentru anul curent au fost principalele subiecte de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Consultativ al Programului de Susținere și Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, condus de ministrul Economiei Stefan Bird. Potrivit raportului prezentat în anul 2014 la concursul anunțat de Ministerul Economiei în cadrul acestui program, au participat 28 de agenți economici, fiind acordate finanțare în valoare totală de 6,6 milioane de lei. Până la finele acestui an urmează a fi implementate alte 19 proiecte, se spune într-un comunicat al Ministerului Economiei. Centrele de sănătate publică din Moldova vor primi în acest an mai puțin bani. Bugetul prevăzut pentru acest domeniu este cu 11% mai mic decât în 2014, diferența fiind de 22 de milioane de lei. Sindicaliștii spun că din această cauză medicii riscă să primească salarii mai mici. De asemenea, reducerile ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activităților pentru prevenirea maladiilor și infecțiilor. Ministrul Sănătății, Mircea Buga, a dat asigurări că salariile specialiștilor vor rămâne intacte. În acest an, pentru domeniul sănătății publice, a fost aprobat un buget de aproape 175 de milioane de lei. În anul trecut, această sumă a constituit aproximativ 197 de milioane. În țară funcționează 36 de centre de sănătate publică, unde activează 557 de specialiști. Salariul mediu al unui doctor din domeniu este de 2000 de lei. Brandul de țară Wine of Moldova va fi prezentat în Statele Unite ale Americii, țara cu cel mai mare consum de vin din lume. Pentru al doilea an consecutiv, o delegație formată din 13 vinificatori autohtoni participă la două degustări specializate la New York. Primii chemați să testeze vinurile noastre vor fi mai mulți jurnaliști și formatori de opinie americani, iar ulterior vinificatorii noștri se vor întâlni cu potențiali parteneri de afaceri, precum importatori, distribuitori. Organizarea degustărilor în Statele Unite face parte dintr-o amplă campanie de promovare a brandului de țară Wine of Moldova pe cele mai importante piețe internaționale și care a fost lansată în vara anului trecut. Vinul Moldovei va fi prezentat la New York de renumitul tandem World Wine Guys, Mike DeSimone și Jeff Jensen. Colecția formată din 50 de vinuri și spumante care urmează să ajungă în Statele Unite a fost selectată minuțios de cei doi specialiști americani. Potrivit unui comunicat al Oficiului Național al Viei și Vinului, la evenimente sunt așteptați peste 150 de oaspeți. Scurtmetrajele a trei cineaști autohtoni vor participa la Festivalul Filmului European, ce va avea loc în câteva orașe românești. Cea de-a 19-a ediție a festivalului se va desfășura în București în perioada 7-14 mai și în patru orașe din România, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Hunedoara, oferindu-le cinefililor 56 de producții, drame, comedii, biografii, scurtmetraje, documentare, filme de animație, provenind din 26 de țări europene. Proiecția scurtmetrajelor va fi urmată de o sesiune de întrebări-răspunsuri la care participă regizorul Igor Cobâlea, în schimb moderată de criticul de film Mihail Fulger. Festivalul este organizat de Institutul Cultural Român și reprezentanța Comisiei Europene în România sub egida EUNIC, cu sprijinul ambasadelor și centrelor culturale ale țărilor europene. Pe toată durata festivalului, spectatorii au posibilitatea să voteze filmul preferat. În funcție de voturile exprimate, premiul publicului va fi oferit în cadrul galei de închidere de pe 14 mai. Pe 29 aprilie este marcată în întreaga lume Ziua Dansului, data coincide cu ziua de naștere a coregrafului francez Jean-Georges Nevers, creatorul baletului modern și promotorul dansului ca artă independentă. Ziua Internațională a Dansului încurajează practicarea acestuia în lume, dincolo de bariere etnice, politice și culturale. Echipa știrilor Elita TV vă propune în continuare să vă delectați cu un dans ce cuprinde mai multe stiluri și care redă caracteristica ritmului pașilor de dans. Thank you.
Campania de instruire a minorilor în domeniul bazelor securității vieții continuă. Peste 200 de elevi din 20 de școli ale municipiului Bălț au fost instruiți de către pompieri și salvatori. Lecțiile practice s-au desfășurat în incinta secției Organizare, Protecție Populației și Teritoriului în situații excepționale nord din Bălț. Scopul orelor a fost dublu, de inițiere cu normele de securitate, dar și de demonstrarea cunoștințelor prin exerciții practice. Pentru cunoașterea și consolidarea deprinderilor de salvare și acordarea primului ajutor în caz de situații excepționale, elevii au fost angajați în echipe și antrenați în 6 probe. Astfel, minorii s-au trecut la îmbrăcarea costumului de protecție individuală în caz de contaminare, transportarea sinistratului, acordarea primului ajutor, acordarea ajutorului sinistratului de la NEC, acțiuni primare în caz de incendii, dar și tragerea din armă pneumatică. Exercițiile de antrenare a cunoștințelor au avut loc după scenariul unic de acțiuni demonstrate de salvatori și pompieri, urmate de cele ale elevilor, în care au manifestat capacitățile de intervenție primară, care le vor putea folosi și aplica în situații reale. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale încurajează astfel de acțiuni și continuă campania Salvăm prin Prevenire. Pentru inițierea și instruirea continuă a generației tinere în domeniul securității vieții în general și prevenirii incendiilor în particular. Astfel se dorește micșorarea numărului cazurilor de situații excepționale cu victime din rândul minorilor. Sportivii din Rezina cuceresc noi medalii. Performanța a fost înregistrată de membrii clubului Karate K din Rezina, care au participat la campionatul european la Karate Shotokan, desfășurat în Letonia. La competiția europeană au participat peste 600 de sportivi din 20 de țări. Din partea Republicii Moldova au fost selectați sportivi din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, orașul Bălț și orașul Rezina. Cum le stă bine în fire, sportivii din Rezina au obținut locuri premiante, o medalie de aur, două de argint și două de bronz. Printre participanți se numără și antrenorul clubului de sport, Sergiu Purice, la proba kata individual. În clasamentul general, sportivii din Moldova s-au clasat pe locul 6. Selecționata națională a revenit acasă cu 2 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz. Campionatul european de karate Shotokan s-a desfășurat în perioada 17-22 aprilie. În 2 ani, locuitorii orașului Soroca vor avea o zonă de recreiere curată și amenajată. Este vorba de lacul de acumulare Ivancea, unde vor fi efectuate lucrări de reconstrucție a iazului, dar și îndreptarea și curățarea albiei râului Racovăț. Astăzi a fost convocată comisia de lucru, care a făcut o deplasare la fața locului pentru a analiza situația. Dacă la momentul actual suprafețele care sunt mici, area ca atare finală a iazului care ne-l propunem să-l construim va fi 2,65 hectare cu includerea în spațiu care acum este actual. Șerpuirea râulețului care îndră până râul Dinstru va fi îndreptat albia, zona de protecție va avea, care și posibil că pe parcurs chiar și o să fie și zone de recreație în preajma râulețului. Potrivit autorităților, implementarea acestui proiect va avea un impact deosebit privind implementarea stării ecologice a orașului, vieții și sănătății locuitorilor. Costul proiectului este în jurul la 5 milioane și jumate de mii de euro. Orășenii o să bucure de acest iaz curat și cu atât mai mult că albia râului, râulețul Răculeț, care merge până la râul Nistru, o să fie totuși curățat, o să fie făcute drumuri de acces din partea de deal a orașului, în partea aceasta, tot la traseul central. Mai pe scurt, sorocenii să aibă bucurie și o să se folosească de acestea. Aici o să fie posibilitatea de a
construi, de a face o zonă pentru odihnă, pentru orășeni, că pe timpuri, pe anuri, așa și era pe anii mai înainte, pe anii 70, 90, 80, erau lume, orășenii veneau, aveau posibilitatea să vie să odihnească. Proiectul prevede reconstrucția barajului lacului existent, curățarea albiei lacului de Nămol, îndreptarea și curățarea albiei râului Racovăț de Nămol și plante perene pe sectorul de pe lac până la revărsarea în râul Nistru. Putem spune că lucrările vor fi începute pe săptămâna viitoare, adică pe data de 5 mai undeva. Lucrările va fi începute cu aceea cu curățire, de întâi de făcut un canal de scurgere a apei și accesul la toate lucrările care sunt prevăzute. Deci aici va fi săpată mai adâncit iazul conform la proiect. A să fie de la 3 metri jumătate până la 2 metri. A să fie săpat și tot nămolul va fi evacuat la un depozit. Deci va fi săpat, va fi cu pe urmă pe aceasta va fi pus nisip ca oamenii spați vii să odihnească normal la lacul acesta. Potrivit reprezentanților Inspecției Ecologice, în cadrul proiectului va fi necesară și defrișarea mai multor arbori. Inspecția Ecologică a analizat proiectul de construcție a bazinului acvatic din Valea Ivancea. Vreau să menționez faptul că pe parcursul activității vor apărea unele probleme legate cu ecologie. Am în vedere defrișarea arborilor care cresc în zona de protecție a râului. De aceea, toate lucrările vor fi coordonate, vor fi autorizate lucrări de tăiere și defrișarea copacilor. Paralel cu aceasta, pe parcursul activității, Inspecția Ecologică va organiza unele măsuri profilate cu cetățenii din preajma lacului pentru a conștientiza situația care s-a creat și diminuarea cazurilor de poluare a mediului și a depozitării gunoiștilor în zona de protecție la iazului și a râulețului Racovăț. Iazul va fi pentru recrearea oamenilor. În cazul dat, se interzice pășunatul animalului, se interzice depozitarea gunoiului și păstrarea condițiilor sanitare în zona dată. La moment, lacul este într-o stare avariată, iar starea sanitaro-epidemiologică nu permite scăldatul. O altă problemă sunt și gunoiștele create în apropierea iazului. Noi am venit aici în 77. Era foarte frumos. Erau copaci pe malul iazului, ne odihnim, băiețelul la mine din 76, ne scaldam aici, îi dam voie să scalde și eu chiar când ungem cu lut, venim seara și mă scaldam. Mă spălam așa, dăm acasă, mă rog. Și era curat, nu era gunoiște asta. Bineînțeles, acum nu ne aranjați, dar și să facem. Care e? Noi nu suntem în puteri ca să regulăm cu gunoiul, cu... Nu suntem în putere cu lumea, dar în rest, bineînțeles, dacă ar face și ne-o promis, ar fi minunat. Uitați-vă și drumul în șhal și murdărie aici pe tot locul este. Dar murdăria, până la urmă, de unde s-a dus? Toți de pe mală o aduc. Cred că dacă va fi curat, va fi amenajat și noi vom respecta. Nu vom arunca musurul, să mergem spre Europa, ne gândim că va fi mai bine. Proiectul de reconstrucție a lacului de acumulare Ivancea cu îndreptarea și curățarea albiei râului Racovăț este finanțat de Ministerul Mediului cu contribuția primăriei orașului Soroca.